Stimați telespectatori, eu mă numesc Daniel Lache și vă zic bine ați venit la prima emisiune dedicată Constituției Republicii Moldova dintr-un ciclu mai amplu de programe dedicate acestei teme. În special după venirea la putere Alianței pentru Integrare Europeană s-au intensificat discuțiile despre oportunitatea adoptării unei noi legi supreme a țării. În această emisiune și în cele ce urmează vom încerca să prezentăm argumentele invitaților noștri cu privire la acest subiect. Astăzi au acceptat cu amabilitate invitația noastră domnii Victor Ciobanu, președintele Partidului Popular Creștin Democrat. Domnule Ciobanu, bine ați venit la noi în studio. Bine v-am găsit. Și domnul Teo Cărnaț, doctor habilitat, în drept avocat. Domnule Cărnaț, bine ați venit la noi în studio. Bună ziua. Din câte ne amintim, ideea de a elabora și a modifica sau chiar a modifica Constituția actuală a fost în special vehiculată de liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, pe durata cât a îndeplinit dumnealui interimatul funcție de președinte, dat fiind impasul în problema alegerii șefului statului, care, iată, a durat 900 de zile, ne aducem aminte, până în 16 martie 2012. Mai este actuală această necesitate, domnule Cărnaț? Cum considerați? Orice lege supremă care nu contribuie la dezvoltarea societății este un impediment sau un obstacol, necesită să fie schimbată dacă este atât de dur sau trebuie să fie modificate acele articole care împiedică la dezvoltarea societății. Actuala Constituție a fost una din cauzele care a dus la împiedicarea dezvoltării sistemului constituțional, sistemului electoral în Republica Moldova. Inclusiv a fost una din obstacole care a stat sau care a pus la baza unor cheltuieli exagerate din bugetul Republicii Moldova, fiindcă unele articole din această Constituție, în loc să contribuie la dezvoltare, din contră a dus la stagnare. Și aducem aminte că din cauza unei imperfecțiuni a articolului 78 din Constituție, a dus la declararea unor alegeri anticipate de vreo 3-4 ore și ca rezultat am prejudiciat bugetul de stat cu peste 200 de milioane de lei, oficial. Însă nu mai arătăm și acele cheltuieli care le-a suportat și concurenții electorale. La fel, actuala Constituție Republica Moldova prevede unele articole care nu sunt colaborate cu alte articole din cadrul Constituției. Și așa anume ne referim noi la articolul care se referă la revizuirea Constituției. Una din subiecții care au dreptul de revizuie Constituția este inițiativa populară care trebuie să fie respectată următorul număr sau de doritori, și anume acest număr trebuie să fie cel puțin de 20.000 din jumătatea unităților administrative teritoriale din nivelul 2. În traducerea asta, ce înseamnă? Adică ca cetățenii să poată modifica Constituția în conformitate cu articolul 141 din Constituție, trebuie să adună semnături de cel puțin 320.000, pe când în leatul întâi se spune că nu mai puțin de 200.000 de semnături. Adică sunt două neconcordanțe și aceste neconcordanțe au apărut datorită reformei administrativ-teritoriale atunci când am trecut de la raioane sau de la județe la raioane. Pe atunci erau 8 județe, după ce am trecut noi la raioane. Și nu s-a coordonat prevederile constituționale cu cei ce s-a modificat ulterior. La fel vreau să mă reîntorc la unele articole care nu stabilesc clar care este rolul și însemnătatea Curții de Conturi, rolul și însemnătatea Procuraturii, rolul și însemnătatea avocatului parlamentar în Republica Moldova. Și modalitățile de alegere a acestor persoane cheie. Rolul și însemnătatea Curții Constituționale. Și la fel nu e determinat care este procedura de selectare și de numire în funcție acestor persoane și cred că toate acestea, dacă nu sunt prevăzute în Constituție, ca lege fundamentală și ca instituție care exerce puterea în stat, noi parcă ajungem la concluzia că merită să fie adoptată o nouă Constituție. Însă, la întrebarea se pune în felul următor.
adoptăm o nouă Constituție, așa cum unii deputați și unele partide politice au scris în programul lor de activitate? Este programul, sau programul Alianței pentru Agrarea Europeană? Spune că vor adopta o nouă Constituție. Sau mergem la o revizuire integrală a Constituției actuale din 1994. În așa situație, dacă noi vom merge la o revizuire a actualei Constituției, această revizuire trebuie să treacă prin Parlament. Deoarece nu poți scoate tu, de exemplu, 60 de articole revizuite la referendum, fiindcă la referendum se scoate o singură întrebare, care trebuie să fie clară. Da, aprobi sau dezaprobi? Constituția. De aceea, după ce am studiat noi conținutul actual al Constituției, am ajuns la concluzia că cam la vreo 60 de articole sunt neclare, au o interpretare ambiguă, duc la disfuncționalitate și în cele de urmă s-ar putea să fie modificate sau reactualizate în conformitate cu noile cerințe contemporane și a dezvoltării constituționalismului Republica Moldova. Fiindcă... Atitudinea dumneavoastră ca doctor în drept, care este? Sunteți pentru revizuirea acestui articol 78 pentru alegerea președintelui, pentru revizuirea celor articole câte 60 care le-ați menționat sau pentru schimbarea întregii Constituții astfel încât să declarăm o a doua republică în țara noastră? Personal, sunt de părerea că odată ce am ajuns la o maturitate de 20 de ani de independență, noi trebuie să arătăm care au fost plusurile și minusurile și care au fost obstacolele care ne-a frânat în dezvoltarea noastră ca stat și eu personal pledez că merită să fie adoptată o nouă Constituție, unde în noua Constituție să arătăm ce are nevoie Republica Moldova, ce formă de guvernare sau ce regim de guvernare, parlamentar, struțul cămilă sau mix ca în prezent și de ei nu am ce regim de guvernare avem, sau regim de acum semi-prezidențial sau regim de guvernare prezidențial. Acest lucru trebuie să fie arătat în Constituție în, dacă facem o referință la ceea ce a fost 20 de ani în Republica Moldova, fiindcă Republica Moldova a cunoscut toate trei regimuri de guvernare Republica Moldova. Până în 94 a fost Republică curată prezidențială. În 1994 până în 2000 a fost Republică Guvernare semi-prezidențială. Din 2000 până în prezent suntem o Republică cu un regim de guvernare mai aproape de parlamentar. Vom reveni. Domnule Ciobanu, cum considerați dumneavoastră? Ce trebuie să facem? Eu aș fi de acord cu domnul Cârnaț atunci când spune că Constituția Republicii Moldova actuală are mai multe carențe și dumnealui a numit pe bună dreptate toate cele carențe care de fapt au cauzat foarte multe prejudicii economice, sociale, politice țării noastre, în special în ultimii ani de zile, atunci când ne-am confruntat cu această criză de alegere a președintelui Republicii Moldova și iată că foarte mulți vorbesc că țara noastră chiar are intrat în acest record, să spunem, mondial. În renumită fără a fi, recordelor Guinness, da? Sigur că da, fără a avea un președinte, dar spunem acest lucru cu regret. Nu aș fi de acord că trebuie să adoptăm o nouă Constituție, pentru că în 94 Constituția noastră a fost bazată și votată pe exemplul Constituției României, care la rândul său a fost copiată din Constituția Republicii Franceze. Exact. Și vedem că astăzi Franța este o putere economică europeană, dar și mondială. De aceea nu este tocmai... Cu o singură precizare, Franța este deja la 5-a republică, adică și-a modificat Constituția de 5 ori pe parcursul celor 200 de ani după Revoluție. Și aici Revoluția. Revenim la problematica Republicii Moldova, așa cum a menționat și domnul Cârnaț, au fost mai multe modificări ale Constituției, în special semireforma, de fapt, semireforma înfăptuită în anul 2000, atunci când s-a trecut la o republică parlamentară, dar doar pe jumătate. Dacă ne amintim bine, împuternicirile președintelui Republicii Moldova sunt și acum exagerate pentru că au rămas și aceleași ca și în Republica semiprezidențială de până în anul 2000. De aceea aici există această confruntare între premier și președintele Republicii Moldova. Am văzut această criză și în țara noastră vecină, Ucraina, când s-a confruntat cu criza puterii, să spunem așa, între președintele Iușcenco când era la
la președinția Ucrainei și premierul Timoșenko, atunci când nu știau care este șeful mai mare în țară. De aceea, părerea mea și poziția partidului pe care îl reprezint este că Republica Moldova trebuie să-și consolideze poziția sa de țară parlamentară, să facem acele reforme și modificări în articolele, cele patru articole care vizează modalitatea de alegere a președintelui, responsabilitățile și atribuțiile președintelui Republicii Moldova, dar și de asemenea să facem modificări în punctele strategice ce ține de justiție. Alegerea procurorului general, cine desemnează procurorul general, este emanația majorității parlamentare sau cum este numit astăzi. De asemenea, reforme în justiție și alte reforme atât de necesare pentru euroconformizarea legislației Republicii Moldova. Dar să ne oprim aici, eu aș vrea să ne oprim aici. Totuși, cum credeți, iată, dacă ne referim la acest aspect a alegerii președintelui, din care cauza și-a apărut această idee cu privire la necesitatea fie modificării actuale Constituției, fie elaborării unei noi Constituții, ce roluri trebuie să îndeplinească președintele în noua republică? De fapt, în republicile parlamentare europene, la care modelul sau în baza cărora noi ne orientăm, președintele trebuie să aibă, de fapt, o funcție decorativă, să fie o figură reprezentativă care să reprezinte Republica Moldova la diferite evenimente internaționale, dar și naționale. Cine știe de altfel cine este astăzi președintele Italiei sau președintele Germaniei? Cu toții cunosc că doamna Angela Merkel este cancelarul Germaniei, adică are funcția de prim-ministru și respectiv Mario Monti în Italia. De aceea, figura cheie într-o republică parlamentară, autentică, este primul ministru și marea responsabilitate pentru guvernare, dar și pentru reprezentativitatea țării, stă pe umerii primului ministru. Ce trebuie să facă președintele într-o astfel de republică, domnule Cărnață, într-o republică parlamentară? Dar, de fapt, dumneavoastră, avocatul cărei opțiuni de construire a unui stat constituțional sunteți? Eu personal predez pentru republică prezidențială sau cu elemente de semiprezidențialism. Din aceste considerente, eu nu prea sunt de acord că Republica Moldova, după 20 de independență, am simțit o astfel de dezvoltare a Republicii de Guvernare Parlamentar ca noi să optăm pentru ea. Deoarece atât Italia cât și Germania au trecut prin foarte multe crize ca ulterior să construiască acest regim de guvernare parlamentară. Eu personal m-aș inspira de guvernarea care există în Franța. Și mi-a singur, domnul Ciobanu, spuneți că Constituția noastră s-a inspirat indirect din Constituția franceză. De aceea, dacă Constituantul 1994 a avut un vector, și anume o structură de regim de guvernare semiprezidențial, aceasta este axat de la A până la Z în actuala Constituție. Dacă vreți să construim noi o republică curat parlamentară, trebuie să fie modificat totalmente ca titlul 3, care se referă la autoritățile publice în Republica Moldova. Dacă vrem să le modificăm, noi trebuie să adoptăm o nouă Constituție, dar nu cu actuala. Dacă vrem să o păstrăm pe actuală... Parlamentul ar putea modifica. Nu, acum vă spun, nu. Dacă noi vrem să facem o republică parlamentară, trebuie să fie adoptată o Constituție parlamentară gen italiană. Și dacă vrem așa, atunci trebuie să renunțăm la varianta franceză, fiindcă în Republica franceză președintele mai mult exercită putere legată de aspectul executiv, fiindcă cei mai de forță miniștri sunt numiți în funcție direct de către președinte. La fel, prim-ministru în Franța nu acceptă votul de încredere din partea Parlamentului, dar acesta îl numește președintele. În așa situație noi vedem că Franța este mai aproape de o republică prezidențială decât de o republică semiprezidențială. Acest lucru nu a vrut să-l recunoască românii și uitați că au ajuns la această criză constituțională în România. Dacă i-ar fi copiat curat, așa cum scrie în Constituția franceză, n-aș fi avut probleme pe care le-au avut acum în legătură cu două referenduri. De ce? Eu sunt de părerea că dacă Republica Moldova vrea o republică parlamentară, trebuie să adopte o nouă Constituție. Însă, noi nu avem o democrație în Parlament, nu avem o democrație în partide, ca ulterior această democrație să o cunoaște sau să o pipăim în realitate. Atâta timp cât noi nu avem această democrație, eu pledez pentru o republică prezidențială, deoarece populația, vrei sau nu vrei, crede în persoană.
crede în persoana care a ales-o. Exact. Și ea dorește ca să aleagă președintele. Mai mult ca atât, reforma constituțională din 1999, care a început-o Petru Lucinski, scopul ei sau urmărea ca Republica Moldova, în Republica Moldova să fie un regim de guvernare prezidențială. Și atunci s-a dar cu atribuții excesive pentru președintele Republicii. Atunci acel proiect de reformare a Constituției a fost vizat și de către Comisia Venețiană, cu a avut numai două obiecții în 1999. Prima, ca președintele statului să nu numească procurorul general și ca președintele statului să nu fie în fruntea Consiliului Supra Magistraturii. Și punctul. În rest, acel proiect a fost aprobat. Însă, parlamentarii, fără ca să aibă un temei, adică o susținere din partea poporului, au mers la acea modificare din 2000. Eu știu că și pe atunci Partidul Popular Creștin și Democrat împreună cu domnul Diacov și mulți deputați, 90 ceva deputați, au modificat articolul 78. Însă această modificare a mers în detrimentul poporului. Păi să știți că, din păcate, fracțiunea majoritară de atunci din opoziție, Partidul Comuniștilor, nu a vrut să facă această reformă până la capăt și a păstrat atribuțiile președintelui pe care le are exagerate și astăzi. De aceea nu a fost dusă până la capăt. Eu sunt de acord, asta e trecutul. Pe noi interesează sigur pe viitor. Dacă pe viitor noi vrem ca Republica Moldova să se soluționeze conflictul din stânga Nistrului, noi trebuie să acordăm președintelui atribuții de regim de guvernare prezidențial, fiindcă a apărut instituția prezidențială cu ce scop? De a soluționa conflictul din stânga Nistrului. Și anume să fie ales... Cu acest scop? Cu acest scop. În 1991, la bun început, în 1990, când Mircea Snegur a fost ales de către popor, de către parlament, la funcția de președinte, a spus: domnilor, eu nu pot să mă exprim, să mă expun sau să apăr interesul tuturor cetățenilor. De aceea eu doresc ca să fie ales de întreg popor. Corect, așa a fost sau nu? În 1991 a fost ales de întreg popor. Însă noi vedem că președintele trebuie să mediatizeze acele conflicte care au apărut în Parlament cu grupul, așa nume, dintre grupul Smirnov, cei 28 de deputați și ceilalți deputați, 362. Da, 362. În așa situație, Mircea Snegur, ca președinte a poporului, trebuie să mediatizeze. Asta era sarcina dumnealui. Da, dar atâta timp cât noi avem conflictul din stânga Nistrului, noi nu suntem gata pentru o republică parlamentară. Problema este că atunci domnul Mircea Snegur a semnat niște documente pe care nu ne onorează pe noi astăzi ca și stat și care au adus defavoarea Republicii Moldova și creând tot acest... Nu, cu conflictul transnistrean. Bine, dar din punct de vedere civilizațional, dumneavoastră aveți dreptate, pentru că popoarele, în general, din estul Europei, din regiunea asiatică, da, iau această cultură că trebuie să aibă un tătucă spre care să se orienteze și care trebuie să-i dirigeze patriarhală. Poporul. Da. O societate patriarhală. Dar dacă noi ne orientăm spre democrațiile occidentale, spre, să zicem, europenizarea și euroconformizarea legislației Republicii Moldova, atunci noi ar trebui să ne orientăm spre țările baltice și spre democrațiile parlamentare din aceste țări. Eu vreau să fac o scurtă referință la contract social al lui Jean-Jacques Rousseau, care spunea că, sau opina în acea lucrare, că pentru țările mari ar fi mai bine să fie condusă de un monarh, care am traduce pentru timpurile noastre de un președinte. Pentru țările mici e mai potrivită Consiliul sau Senatul sau Parlamentul. Personal nu am o opțiune încă formată cum trebuie să fie viitoarea Constituție a Republicii Moldova, din acest motiv și suntem aici ca să discutăm. Sigur că, dar noi discutăm chiar și despre cu referire la o republică prezidențială, temerile care persistă în societate sau în elita societății, da, știm, majoritatea dorește să aibă un președinte pe care să-l aleagă și de la care să poată cere pe urmă de ce nu și-a îndeplinit promisiunile. Dar pericolul care îl întrevăd politicienii față de o republică prezidențială ar fi că este teama de instaurarea unei dictaturi. Noi am avut dictatură, noi provenim dintr-o dictatură în Uniunea Sovietică, da? Și președintele, de regulă, să ne uităm ce s-a întâmplat în Rusia. Ei pur și simplu schimbă locurile, fac rocade la 5, la 4 sau acum la 6 ani, care va fi. Iată care sunt pericole, cum le explicați pe acestea, domnul Cărnăț? Atâta timp cât un stat nu are probleme teritoriale,
că ne este garantată securitatea, inviolabilitatea frontierelor, noi putem să tindem spre o republică parlamentară, deoarece este mult mai aproape de democrația veritabilă. Dar dacă noi încă nu ne-am construit, nu ne-am consolidat ca stat, nu ne-am determinat frontierele noastre, atunci un rol sau un jucător important pentru politica externă și pentru cei care atentează la teritoriul statului îl are președintele. Și atâta timp cât noi avem conflictul din stânga Nistrului, uitați-vă la Șefciuc, el mult mai bine, adică autoproclamatul, mult mai bine se poziționează la aceste discuții cu prim-ministru, deoarece spune, eu am mandatul în ghilimele a celor care m-au votat în stânganistului. Și de ce eu sunt de părerea că în așa situație președinte trebuie să fie ales de întreg popor? Mai mult ca atât, eu înțeleg deputații că vor să promoveze acele standarde în domeniul democrației impuse de către statele membre a UE, unde vrem noi să ne integrăm. Dar noi nu uităm de voința poporului care întotdeauna și în 99 când s-a organizat referendumul, aproape toți au dorit să spună că vrem președinte să fie ales de către noi și să acordăm un puternicire mult mai larg. Dar sondajele arată la fel, permanent. Referendum din 5 septembrie 2010, 90% au spus că vrem să alegem președintele, dar din cauza că nu s-au prezentat îndeajuns, acest referendum nu a fost validat. Sondajele spun că vrem să alegem noi președintele. În așa situație, voința poporului trebuie să fie mai presus de tot. Că dacă noi vrem să aducem în Republica Moldova standarde care sunt străini pentru acest popor, atunci s-ar putea ei să ajungă la concluzia că suntem guvernați din niște reguli străine propriilor noastre dorințe. Dar să nu facem confuzia în privința referendumului din 5 septembrie, pentru că au participat doar 30% din cetățeni și cei ce menționați dumneavoastră, 90% care au fost pro, sunt adică vreo 25-27% din întreaga populație Republicii Moldova. Dar democrația din statele unde se organizează referendumul spune că nu trebuie să existe prag referitor la validarea acestor referendumuri, fiindcă întotdeauna s-a demonstrat că la referendum constituțional, atunci aici trebuie să fie cel puțin 50+1. Nu, dacă noi vorbim de referendum constituțional la problemele care sunt necesare 50+1, și anume la neutralitatea permanentă, la independența statului, la structura de stat, atunci trebuie să fie 50+1, astea sunt cerințe din articolul 142 din Constituție, adică unde sunt necesare referendum cu 50+1. Dar eu sunt de părere că problemele care sunt de aspectul dreptul omului, aspectul de alegerea președintelui, acestea trebuie să fie fără prag de validare. Și eu vreau să spun în felul următor, că viitoarea Constituție, eu pledez că va fi și va îngloba astfel de articole care ar împăca și stânga, dreapta și centru. Din cauza aceasta, eu sunt de părerea că viitoarea Constituție trebuie de pe acum să fie elaborată și eu spun că trebuie să fie elaborată, fiindcă noi, la 1 decembrie 2009, fostul președinte interimar Mihai Ghimpu a creat această comisie. Această comisie, da. Și oamenii au lucrat, noi am avut sarcina ca să elaborăm un proiect de Constituție. Comisie, eu da? Personal am făcut parte în acest 12 profesori care au elaborat un proiect de Constituție, un draft. Nu am elaborat Republica Moldova, dar vreo 2 săptămâni am deplasat în Germania. Și aproape fiecare titlu, fiecare articol, noi l-am discutat cu experți din Germania. Pe mine mă pune în gardă, dacă s-a elaborat un proiect de Constituție, din ce cauză nu pornim de la acest proiect în continuare? Să-l dezbatem, să-l actualizăm, să-l propunem spre discuție, ca cea de urmă să propunem cele mai optimale variante. Păi, permiteți-mi să formulez această întrebare, pentru că am ajuns la ea. Buchichiu, președintele Comisiei de la Veneția, a declarat recent că ar fi bine ca moldovenii să nu se prea ambaleze cu adoptarea unei noi Constituții, dar e suficient să repare, să zic așa, articolul acesta care prevede alegerea președintelui, astfel încât să nu ne mai pomenim iarăși în impas. Pe de altă parte, actuala guvernare, am menționat și în această emisiune, are fixat în programul său modificarea Constituției. Eu înțeleg că a fost făcută această modificare la instanțele liberalelor. Oricum, ce trebuie să facă? Pentru că recent Marian Lupu, președintele PD-ului, Partidul Democrat și speakerul Parlamentului, a declarat că încă nu este prea sigur sau nu susține într-o totul ideea de elaborare și adoptare a unei Constituții. Ce crede că se va întâmpla? Dar nu este suficient să modificăm doar articolul 78 al Constituției, pentru că după sine el atrage și modificarea altor care sunt legate între ele și au interdependență. Dar ce am vrut eu să precizez de fapt este faptul că
Chiar dacă, indiferent ce model o să aleagă Republica Moldova mai departe, e important ca acest model și toate modificările din Constituție să fie adoptate, să fie votate de unanimitate, de 100% de parlamentari și membri ai Parlamentului, pentru că această Constituție nu trebuie să fie emanația a unei singure părți din populație, de exemplu, în cazul dat al Alianței pentru Integrare Europeană, dar trebuie să fie emanația poporului, emanația tuturor cetățenilor Republicii Moldova. De aceea și dacă se va discuta în continuare despre adoptarea unei noi Constituții, și aici trebuie să ținem cont de lucruri foarte sensibile pentru societatea noastră, care astăzi este foarte și foarte dezbinată și orientată diferit. Nu trebuie să discutăm chestiuni ce țin de problema lingvistică a Republicii Moldova, problema etnică și alte probleme foarte sensibile, care de fapt nu o să aducă la nimic productiv. De fapt, aceste lucruri, aceste discuții dezbină societatea noastră. Politicienii care reprezintă astăzi cetățenii noștri în Parlamentul Republicii Moldova trebuie să se concentreze la lucrurile care ne unesc. Ce ne face să dezvoltăm această țară? Și cred că cetățenii care ne privesc în acest moment, ei se gândesc că, da, oricare ar fi să alegem noi direct președintele sau să aleagă Parlamentul președintele. E important ca lucrurile să meargă bine, să dezvoltăm economie, să dezvoltăm locuri de muncă, să crească salariile și așa mai departe. Aceasta trebuie să fie sarcina de bază a guvernării. Eu sunt de acord aici. Doar o precizare, domnule Cărnați. Da. 28 septembrie, dacă și v-aș invita să vă referiți și la cum comportamentul opoziției comuniste. La 28 septembrie, Vladimir Voron declara într-un interviu următoarele. Ei se tem de un referendum, se referă la actuale guvernanțe, ei se tem de un referendum național și bine fac pentru că îl vor pierde. Poporul nu va susține modificarea Constituției, pentru că nu este vorba despre modificare totală a legii supreme, ci doar a unor articole, denumirea limbii de stat, statutul de neutralitate, de aceea ei caută mandat în Parlament. Bun, nu voi continua mai departe. Opoziția, iată, domnul Ciobanu a enunțat această necesitate de coeziune politică. Asta vă spun că aveți dreptate viitor la coeziune, dar niciodată n-a fost, nu este și nu va fi. Uitați, noi în această emisiune avem două păreri cam diferite. Unul regim de guvernare parlamentar, altul prezidențial. Dacă uitați-vă la 3 milioane, la 2 milioane 560 de mii cu drept de alegători, cu drept de vot, noi vom găsi această coeziune. Care ca și mine nu știu ce e mai bine. Eu, în așa situație, eu sunt de părere că rolul de bază trebuie să aparțină celor care au majoritatea în Parlament. Asta e. Deoarece dacă parlament ai majoritate, atunci tu ai posibilitatea, din punct de vedere democratic, să promovezi unele idei. Da, dar însă, 3 milioane modifică Constituția. Nu, modifică, dar uitați parlamentarii care reprezintă aceste. Da, pe așa spun, dacă deputații reprezintă cineva 700.000, cineva 500.000 și până la urmă vreau să spun că această coeziune în societate nu va fi. Dar avem nevoie de o Constituție. Avem nevoie de o Constituție nouă. Cineva va spune că avem nevoie de o modificare a numai un singur articol. Dar domnul președinte al partidului de opoziție a boicotat acel referendum, spunând că cheltuielile în zadar atunci când a căzut în aceeași capcană, când a dorit să organizeze un referendum, cu aderarea la Uniune, spune că avem nevoie de referendum. Înseamnă că nu-mi plac mii politicieni care iau duplicitate. Într-o situație că nu-i convenabil, spune că nu, în altă situație spune că da. Tocmai de asta trebuie găsit compromisul, pentru că să presupunem că după alegerile viitoare parlamentare va veni o altă forță politică care este orientată într-un alt sens. Și va face același lucru, va procede la modificarea Constituției. Atunci ce? Noi la fiecare 4 ani de zile vom deveni ba Republică Parlamentară, ba Republică Prezidențială. Domnule Balu, vreau să vă contrazic aici că actuala Constituție are un neajuns. Ea nu a fost aprobată de către popor la referendum. Cu toate că exista o hotărâre de Parlament în 1994, unde trebuie să spune că această Constituție trebuia să fie aprobată către popor la referendum. Însă ea legitimitatea și-a obținut-o în timp. Adică ea este respectată de către toți. Viitoarea Constituție va fi adoptată, nu aprobată, adoptată prin referendum. Din ce cauză? Fiindcă modalitatea de adoptare a Constituției în propria Constituție nu există. Și dacă noi vrem o Constituție nouă, atunci trebuie găsit și modalitatea de a adopta o nouă Constituție. Fie organizezi o adunare constituantă în scopul de a adopta o nouă Constituție, fie că această adunare constituantă nu există, da, o propui spre adoptare
poporului prin referendum. Dar cum trebuie să se implice parlamentarul? Dar să nu participe doar 30% de cetățeni. Nu, nu. Vreau să spun că cum trebuie să se implice parlamentarul? În prima lectură nu se spune condiția că trebuie să fie votat de două treimi. În prima lectură se votează în Parlament cu 50 plus 1. În lectura a doua se votează în Parlament cu 50 plus 1. Tocmai în lectura a treia, când trebuie să fie adoptată întreaga Constituție, ea se propune la referendum spre aprobare. E o modalitate de a adopta o Constituție. Însă, personal, nu cred în această reușită. Și din ce cauză? Fiindcă conjunctura politică este de așa natură că toți vor gândi ca să scape de articolul 78. Pentru un moment, eu le propun alianței să propună sau să inițieze în Parlament modificarea articolului 78 paralel cu adoptarea unei noi Constituții. Deci, ca o spun lucrul acesta. Fiindcă mi-au rămas 2 ani de zile și dacă nu se modifică articolul 78, întrem în același impas. Și drept, nu după 2 ani, dar după 3 ani și ceva, fiindcă actualul președinte are un parlament, are un mandat de 4 ani. Dar, pentru moment, fie că dorim să ne întoarcem la acel proiect pe care l-a propus Alianța în 2009, cu privire la, să ne reîntoarcem la Republică de Guvernare Prezidențial și n-a fost pus spre votare în Parlament, fie că ne reîntoarcem la acel proiect propus de către Partidul Comuniștilor cu 50 plus 1, care a fost înregistrat în Parlament și până la urmă a refuzat. Deci cauza? De ei. Fiindcă nu avem nevoie de 6 luni. Dacă acest proiect se propune acum, el se prezintă curții constituționale spre avizare și după ce a primit avizare avem 6 luni pentru a fi modificat. Și în așa situație se vor găsi limbă comună și la comuniști, și la socialiști, și la alianțe, ca să fie modificat articolul 78. Pe viitor, sunt de părere că se va adopta o nouă Constituție. Se va adopta atunci când coeziunea în societate va fi de așa natură că noi avem, se va dicta o nouă Constituție. În prezent eu nu cred în această reușită. Sigur că dar e fixat în programul de guvernare. Pur și simplu va fi o nerealizare. Peste 2 ani vom merge la alegeri și vom întreba politicienii din ziua de astăzi care sunt la guvernare de ce nu ați adoptat ceea ce ați promis. Tocmai de asta, astăzi trebuie să întrebăm și să-i forțăm pe guvernanții noștri să purceadă la acest pas. Și important este să nu adopte sau să nu adopte aceste modificări a articolului 78 și alte articole care sunt interdependente pentru alegerea președintelui Republicii Moldova în funcție de conjunctura politică și care să-i favorizeze doar pe o parte sau pe alta. Important ca să nu să se gândească cine va câștiga după 2 ani alegerile și respectiv aceste modificări să servească viitoarea guvernare a Republicii Moldova. Dar important să servească țara noastră și să servească cetățeanul. Domnul Ciobanu, dar poate fi reîntors în Parlament acel proiect care a fost propus la referendum 5 septembrie 2010. De atunci până în prezent au expirat de acum 2 ani de zile. Se poate pus aceeași problemă în discuție la un nou referendum dacă nu găsești limbă comună în Parlament. Dar făcând parte de această comisie pentru reforma constituțională și când am analizat fiecare articol din Constituție și am văzut că unele dintre însele nu se colaborează cu celelalte, voles nu le-și la concluzie că avem nevoie de o nouă Constituție, fiindcă Constituantul din 94 a pus la bază Republică de Guvernare Semiprezidențială. În prezent, avem Republică Parlamentară, nu se leagă. Și dacă nu vrem Republică cu o guvernare parlamentară, avem nevoie de o nouă Constituție. E clar. Plus la aceasta, avem vreo 70 de articole. Avem nevoie de o nouă Constituție, da. Este opinia noastră. Bun, am înțeles, opinia noastră este că avem trebuie nevoie. Trebuie să modificăm doar anumite articole din Constituția noastră. Cu titlul de concluzii, vă rog să vă referiți cum tranșăm problemele sau cum trebuie să tranșeze problemele guvernanței sau parlamentarei din majoritatea parlamentară. Probleme delicate cum ar fi cea de neutralitate, problema lingvistică și problema parcursului sau vectorului de dezvoltare, vectorului politic de dezvoltare a țării. Mihai Ghimpu sugera că ar trebui să fixăm în Constituție calea spre Europa. Cele mai sensibile probleme cum ar fi articolul 13 din Constituție care declară o declarație sau o prevedere neștiințifică, că noi vorbim limba moldovenească. Și domnul Ciobanu și eu suntem de părere că vorbim limba română cu dialect moldovenesc. Ca să trecem de această etapă cu denumirea limbii, eu aș sugera ca în viitoarea Constituție să fie înglobat în preambul Declarația de Independență a Republicii Moldova. În Declarația de Independență răspund la această întrebare, că noi vorbim limba română. Referitor la neutralitate.
Articolul de acum 11 spune că Republica Moldova se declară cu o neutralitate permanentă. Ceea ce s-ar însemna catastrofă, calamități, nu se implică și nu poate avea baze militare. De aceea, acest articol s-ar putea fi modificat în felul următor. Că Republica Moldova este stat neutru. Fără că stipulăm că în Constituție e neutralitate permanentă. Și să specificăm în acest articol că atunci când este pus în pericol securitatea statului, independența statului, Republica Moldova să aibă dreptul sau are dreptul să adere la blocuri militare cum ar fi Alianța Nord-Atlantică. În cazul de față, cum e scris, noi nu putem să aderăm la acest bloc militar. Însă, între contradicții cu aflarea armatei 14 pe teritoriul din stânga Nistrului. Da. Deoarece, într-o parte cerem că e neutralitate permanent, de altă parte avem o armată străină pe teritoriul public în Moldova. Mai referitor la rușii cer ca să fim neutri permanent și tot ești în armata. Și mai departe să fie armata 14 a Republica Moldova. Și referitor la integrare. Eu sunt de părere că în Constituția Republicii Moldova trebuie să fie specificat articole unde să fie reglementat sau scris negru pe alb unde ne integrăm noi. Și nu să fie că ne integrăm în comunitatea statelor independente sau ne integrăm noi în Uniunea Europeană. Dar să fie scris negru pe alb că Republica Moldova este în drept de a se integra în organizații internaționale și aici de acum între și Uniunea Europeană. Și oricare altă organizație. Însă, vreau să vă mulțumesc, domnule Cărnaț, și să... Însă, aici trebuie de specificat în Constituție ca pe viitor, când se va pune întrebarea de aderare la UE, să nu avem nevoie noi de un referendum, dar să fie scris negru pe alb în Constituție că această atribuție se deleagă parlamentarilor din Republica Moldova. Ca să nu avem cheltuieli suplimentare legate de organizarea unui referendum. Și alt moment e legat de aspectul unor instituții de forță. Cum ar fi Procuratura, cum ar fi curtea, cum ar fi Serviciul de Informație și Securitate, cum ar fi Centrul Național Anticorupție. Ele trebuie toate să aibă acoperire constituțională și să fie negru pe alb reglementat cine investește în funcție. Și ultim moment, la Curtea Constituțională, ea trebuie să fie înglobată în sistemul judecătoresc. Fiindcă Curtea Constituțională face justiție constituțională, dar acest titlu să fie denumit justiția. Dar, așa cum este în prezent, ea parcă este o instituție în afara statului Republica Moldova, care garantează, eu singur nu știu ce, mai mult e ca clar, atât, cu dreptul cetățenilor de a seseza Curtea Constituțională. Subiectele pe care le-ați enunțat dumneavoastră sunt foarte sensibile, cel puțin la momentul actual pentru țara noastră, chiar și atunci când vorbim de neutralitate sau de integrare într-o structură economică sau alta sau o structură politică din Europa sau din Asia. Republica Moldova trăiește într-o zonă în care reprezintă de fapt o zonă dintre două conglomerate geopolitice. Este o zonă tampon și nu cred că niciodată nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite și nici Federația Rusă nu vor permite ca Republica Moldova să se îndrepte sau într-o parte mai mult să facă pași foarte mari sau în altă parte. Întotdeauna ea va fi menținută cel puțin și din cauza acestui conflict transnistrian creat artificial în această zonă în care ne aflăm. De aceea, guvernarea Republicii Moldova trebuie să ducă o politică foarte inteligentă de cooperare bilaterală și cu unii și cu alții, pentru că doar prin o astfel de politică Republica Moldova poate reuși să dezvolte economia sa. Dacă vorbim despre neutralitate, ne amintim anul 2008 și summitul NATO de la București, în care a fost respinsă Georgia pentru integrarea sa în Alianța Nord-Atlantică. Iată, de atunci putem stabili că NATO și-a oprit și-a stopat extinderea în această regiune estică și din cauza Rusiei, care și-a spus cuvântul inclusiv prin războiul pe care l-a dus în luna august 2008 cu Georgia. Dacă este să vorbim despre eurointegrare și ceea ce face astăzi Alianța pentru Integrare Europeană cu regret, din păcate
politica sau strategia de dezvoltare economică a Republicii Moldova la momentul dat este integrarea în Uniunea Europeană. Aceasta nu poate fi o strategie. Aceasta este doar o cale, o direcție de activitate sau de dezvoltare economică, dar o strategie, o viziune care ar trebui să o emane guvernarea Republicii Moldova este cu totul altceva. Și aici este marea problemă a țării noastre, pentru că în primul rând nu există o clasă politică, o elită politică care să gândească și nu există o viziune care să fie emanația acestei clase politice. Domnul Ciobanu, nu spuneți, din elita asta faci dumneavoastră parte. Eu nu sunt la guvernare, eu mă refer de cei la guvernare, sigur că, dar noi suntem cei tineri care creăm. Dacă domnul Lache, o întrebare numai, referitor la neutralitate. Să punem capăt acestei emisiuni, doar trei cuvinte. Referitor la neutralitate, neutralitatea trebuie să fie recunoscută internațional de către ONU. Că atunci când ți-ai pus în pericol independența, atunci ONU îți garantează independența. Dar noi o declarăm fără a fi recunoscut, este egal cu zero. Iată, stimați telespectatori, observăm că chiar de la prima emisiune, tema pe care încercăm noi aici la Aici TV să o punem în discuție, este o temă controversată și stârnește opinii apărate cu vehemență de părțile implicate în discuția acestei probleme. Vreau să vă reiterez, stimații telespectatori, că i-am avut astăzi invitați pe domnul Victor Ciobanu, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, și pe domnul Teo Cărnață, doctor habilitat în drept, avocat, cu care am discutat la tema oportunității adoptării unei noi Constituții. Eu mă numesc Daniel Lache, toate cele bune!